În perioada marcată de criza de sănătate publică cauzată de SARS-CoV-2, Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava a continuat activitatea și controlele efectuate în domeniile relațiilor de muncă și securității și sănătății în muncă, chiar dacă acestea au fost sub cele aferente intervalelor anterioare. Potrivit directorului ITM Suceava, Romeo Butnariu, în domeniul securității și sănătății în muncă, cu ocazia efectorii cercetărilor privind accidentele de muncă înregistrate, au fost sancționați contravențional doi angajatori. Între 1 și 30 aprilie, în domeniul relațiilor de muncă, inspectorii ITM au organizat și întreprins 5 acțiuni de control. Conform inspectorului șef, acestea s-au lăsat cu 3 sancțiuni contravenționale, valoarea amenzilor aplicate în sumă 32.000 de lei. Deficiența constatată în domeniul relațiilor de muncă a fost cea privind nerespectarea prevederilor legii 156 din 2000 privind înregistrarea și funcționarea agenților de plasare a forței de muncă, sublinează șeful ITM. Potrivit lui Romeo Butnariu, în domeniul securității și Sănătății Muncă, cu ocazia efectuării cercetărilor privind accidentele de muncă înregistrate, au fost sancționate contravențional doi angajatori. Aceștia s-au ales cu patru sancțiuni contravenționale, dintre care o amendă în valoare de 7.000 de lei. Principala deficiență depistată de inspectorii de muncă a constat în nesupravegherea activității lucrătorilor. De menționat este și că în aprilie la ITM Suceava au fost comunicate 19 evenimente care ar putea intra în categoria accidentelor de muncă. Pe de altă parte, ITM face cunoscut că Urmarea interogării Registrului General de Evidență a Salariaților, pe 1 mai anul curent în județ figurau ca fiind înregistrate 131.015 contracte individuale de muncă active, dintre care 120.651 pe durată nedeterminată și peste 10.000 pe durată determinată.